Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Să luăm aminte, după ce s-au dus magii, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să împlinească cuvântul spus de Domnul prorocul care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care au în Betleem și în toate otarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care l-a aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahela plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și merge în pământul Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar ei, sculându-se, au luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și l-un poruncă în vis s-a dus în părțile Galileei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că nazarinian se va chema. Zisa Domnului cinciilor săi: toate îmi sunt date către Tatăl meu, și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât mai Tatăl, nici pe Tatăl nu cunoaște nimeni decât mai Fiul, și căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletilor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți frați și surori, Evanghelia de astăzi, Evanghelia zilei a doua de nașterea Domnului, este de la Matei, capitolul 2, versetele 13 până la 23. Am avut și a doua Evanghelie a cuviosului Nicodim, tot de la Matei. Aș vrea să facem puțină istorie la început. Evanghelia de la Matei ne vorbește de închinarea magilor. Înțelepți din răsărit, poate din Babilonia sau din Persia, care au fost înștiințați de Dumnezeu în chip minunat, că s-a născut Mesia,
ei știau despre regele ideilor care trebuia să se nască, pentru că foarte probabil citiseră Scriptura. Deja de multă vreme Scriptura evreilor era tradusă în limba greacă și devenise cunoscută de toți cei care erau preocupați de învățătură, de carte. Ei, înștiințați prin stea despre nașterea lui Mesia, au pornit la drum și, așa cum ne-a spus Evanghelia, au ajuns la Ierusalim, au intrat la Irod și credeau că acolo găsesc pe pruncul cel născut rege al iudeilor. Ori Irod a întrebat pe cărturari unde trebuie să nască Mesia, ei au dat citatul din cartea lui Mihea despre faptul că Mesia trebuie să nască în Betleem, ca unul care este din neamul lui David, și magii ieșind de la Irod au fost călăuziți mai departe de stea până la locul unde se născuse pruncul. Irod însă, de cum a auzit, s-a cutremurat. Și Evanghelia spune că tot Ierusalimul împreună cu el. Pentru că Irod știa ce înseamnă o veste ca aceasta. El era un rege puternic, măcar că depindea de romani, era rege asociat, s-a recunoscut titlul de Rex Socius de către autoritatea romană, rege asociat. Dar știa că tronul lui poate oricând să se clatine, pentru că erau multe vrăjmășii dinăuntru și din afară. Dinăuntru, iudeii niciodată nu l-au acceptat în inima lor pe Irod. Și l-au considerat întotdeauna ca un tiran și un uzurpator, ca unul care își luase tronul cu putere romană, nu pe drept. El era de neam străin, era de neam edomit, idumeu sau edomit, și era fiul unui dregător de la curtea regiului dinainte, al lui Ioan Hircan al II-lea. Antipater îl chema pe tatălui și Irod, cu putere, cu sprijin roman, a pus mâna pe tron în condiții dificile pentru țară. Regele Ioan Hircan era prizonier la perși, la parți, cum se numeau atunci, și Irod a fost numit rege, dar a trebuit să-și cucerească regatul cu armele și a durat 3 ani, între 37 și 34 înainte de Hristos, până el a devenit cu adevărat rege în mod efectiv. De asta tronul lui era mereu amenințat și erau mulți în Israel care visau răsturnarea lui. Iar din afară, alianțele lui erau precare, tot timpul domniei sale a fost în rivalitate cu Egiptul și mai ales cu Cleopatra, regina Egiptului, care era foarte puternică și cu mare influență la Roma, dar și cu alți vecini. De aceea, el își temea tronul și vedea peste tot dușmani care îi amenințau domnia. Așa se face că au ucis pe mulți cetățeni bănuiți de complot, inclusiv pe mai mulți membri ai familiei sale. Vreo 10 membri din familia sa au fost uciși pe rând sub această acuzație că vor să ia tronul, inclusiv pe femeia pe care a iubit-o foarte mult, pe Mariamne, ea era fiică de os domnesc, cum se spune, era nepoata fostului rege Ioan Hircan al II-lea, apoi pe mama Alexandra, înainte de asta pe fratele ei, pe Aristobul, care
fusese numit mare preot la o vârstă foarte fragedă, la 18 ani, dar văzând cât de popular este, regele a făcut să fie omorât. Inclusiv pe doi fii ai săi i-au omorât, doi cumnați, vreo 10 membri ai familiei sale au căzut victime acestei frici pe care Irod o avea de a nu fi răsturnat de pe tron. Își făcuse fortărețe de refugiu foarte puternice în diferite părți ale țării, de la cele din Ierusalim, palatul era un palat foarte fortificat, până azi se văd de ceva din acest palat lângă poarta Iafo, locul numit cetatea lui David, de fapt era palatul Irod, până la palatul Herodium din pustie, unde a fost îngropat, până la Masada, acolo în dreptul, destul de departe, în sud, lângă Marea Moartă, până la alte fortărețe pe Valea Iordanului sau dincolo de Marea Moartă, peste tot avea locuri în care era pregătit să se refugieze în caz de pericol. Când a auzit că oamenii vorbesc că s-a născut Mesia, era pentru el destul motiv să se cutremure. Și spune Evanghelia că tot Ierusalimul cu el. Am putea spune că Ierusalimul s-a cutremurat pentru că știa ce urmează. Când Irod se temea, urmau masacre, ceea ce s-a și întâmplat. Dar pe de altă parte, Evanghelia ne arată că încă de pe acum Ierusalimul, adică capitala iudeii, se manifestă împotriva lui Iisus. De aceea magii au fost înștiințați în vis să nu se întoarcă la Irod, cum îi promiseseră de fapt și cum ceruse el, ca să afle totul spre prunc și să vină și să-l înștiințeze. Magii s-au dus pe altă cale în țara lor și am auzit în Evanghelia de astăzi ce s-a întâmplat după aceea. Plecând magii, îngerul păzitor al Mântuitorului, foarte probabil același anghel Gavril, s-a arătat dreptul lui Iosif și a spus: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt, căci Irod va căuta să ia viața pruncului. Și Iosif s-a sculat în grabă și a fugit împreună cu Fecioara Maria și cu pruncul Iisus în Egipt și s-a refugiat undeva, probabil la marginea țării, dar egiptenii îți arată azi mai multe locuri pe unde ar fi trecut Iisus, de la Matareia, aproape de graniță, aproape de Gaza de astăzi, până în Cairo și până în Alexandria. Peste tot egiptenii păstrează amintirea faptului că Iisus a fost și în Egipt când era prunc. Ori Irod, văzând că magii n-au mai venit la el, a luat măsuri, cum știa el să ia măsuri. A poruncit ca să fie omorâți toți copiii de până la 2 ani din Betleem și împrejurim. Toți istoricii spun că asta nu era ceva greu pentru Irod, că făcuse el și alte masacre înainte. Și au fost omorâți toți copiii. În calendar apare o cifră de 14.000, care este exagerată, nu erau atâția prunci până la 2 ani în Betleem și împrejurim, dar erau câteva zeci de prunci, unii spun 20, 30 sau ceva mai mulți, toți pruncii. Atunci s-a împlinit Scriptura și a profeție din cartea lui Ieremia, capitolul 31, versetul 15, care vestea despre plângerea Rahelei. Glas în Rama s-a auzit plângeri și boce și strigăt mult. Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Deci Betleemul era și este până azi asociat cu Rahela. Rahela a murit acolo lângă Betleem
și a fost îngropată și până azi, la intrare în Betleem există mormântul Rahilei. E, Rahila a plâns odată, spune Ieremia, când fiii săi, poporul Israel, cucerit de către babilonieni, la anul 586 de Hristos, a fost dus în robie și la Rama s-au făcut niște lagări de tranzit. Erau prizonieri adunați, grupați în coloane și duși sub pază în robia babiloniană. Și atunci a plâns Rahela prima dată, însă acum plânge că, într-adevăr, fiii săi sunt uciși. Betleemiții se considerau prin excelență fiii Rahelei, acea soție a patriarhului Iacov. Avem o confirmare istorică despre această ucidere a pruncilor. Un scriitor latin, care a trăit ceva mai târziu, în secolul VI, scriitorul Macrobiu, care a avut acces la arhivele romane, spune că atunci când împăratul Octavian August, auzind de uciderea pruncilor, făcând o confuzie, că tot atunci a fost ucis și un copil, fiul lui Rod, de că el era matur. Cu 5 zile înainte de moartea lui Rod, el a reușit să-și ucide pe acest fiu pe care l-acuzase de complot. Era al doilea fiu pe care îl ucidea. Și spune Macrobiu că atunci când Octavian August a auzit despre uciderea pruncilor, uciderea fiului Rod, a spus această glumă: Melius est Herodis porcum, iese quam filiu. E mai bine să fii porcul lui Rod decât fiul lui Rod. Romanii glumeau mereu cu privire la evrei că ei nu mâncau carne de porc. Și de asta spunea, mai bine să fii porcul lui Rod, că porcul scapă, că evreii nu mănâncă, decât să fii fiul lui. Și de fapt, în limba greacă, se pare că Octavian August vorbise în limba greacă, nu latină, și limba greacă este un joc de cuvinte. Mai bine să fii in al lui Rod decât ion al lui Rod, la acuzativ. In înseamnă porc și ion înseamnă fiu. Oios, la acuzativ, este ion. Fine. Deci, așa era cunoscut Irod. Și era cunoscut pentru uciderile pe care le făcuse. Când a fost vorba de uciderea ultimului fiu al lui, Irod trebuia să aibă aprobarea împăratului de la Roma pentru a-și condamna, pentru a executa fiul. Și cu un dosar așa bine întocmit împotriva fiului său, Aristobul, l-a trimis la Roma și împăratul a încercat să-i împace. A crezut că Irod până la urmă se astâmpără. Și n-a aprobat imediat, și a durat un pic. Și el a amânat. Ei, până la urmă, pentru că Irod insista prin avocații lui, împăratul a acceptat uciderea acestui fiu și se pare că atunci a rostit și aceste cuvinte, că e mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui. Dar Macrobiu povestește exact că a fost uciși copii intrabinatum, până la 2 ani. Ceea ce confirmă exact ce spune Evanghelia. Irod a murit curând însă. Mântuitorul s-a născut cu puțin înainte de nașterea, de moartea lui Irod. Și când a murit Irod, Îngerul Domnului s-a arătat din nou în visul lui Iosif și l-a înștiințat. Și i-a poruncit să se întoarcă în Egipt. Pentru că au murit cei ce căutau viața pruncului. Iosif a ascultat, a luat pe Fecioara Maria, pe prunc, și s-au întors în pământul Israel. Se pare că aveau de gând să se așeze în Betleem, că dreptul Iosif provenea din Betleem. Azi îl pomeni și pe dreptul Iosif, ca să a sfârșit și slujba duminicii de după nașterea Domnului.
și ai rânduiala în anul acesta, căzând Crăciunul chiar duminica. Ori dreptul lui Iosif, deci, ascultat, au pornit spre Țara Sfântă, dar auzind că în locul lui Irod domnește Arhelau, s-a temut să meargă în Iudeia. Arhelau, fiul lui Irod, își începuse domnia în mod crunt. Irod lăsase prin testament regatul său la 3 moștenitori. Lui Arhelau i-a lăsat partea cea mai bună, cea mai mare, centrală din țară, anume Iudeia, Idumea și Samaria, capitala Ierusalim, și la alți 2 fii ai săi le-a lăsat câte o tetrarhie, adică a patra parte din regat. Lui Irod Antipa i-a lăsat Galileea și Perea, iar lui Irod Filip i-a lăsat niște teritorii în partea de nord-est a lacului Genezaretului. Gaunanitis, Trahonitis, Betanea și alte teritorii până la poalele muntelui Hermon, până la ceea ce se numește mai târziu Cezarea lui Filip. De fapt, se numea atunci Banias, sau Paneas, de fapt, Paneas, de la ziul Pan. Sunt teritorii bine cunoscute și le cunoaștem bine și din faptul că în ultimele decenii s-au petrecut acolo multe evenimente cutremurătoare, multe războaie. Ori Arhelau, numai ce a murit Irod, și, cum spuneam, a făcut un masacru, pentru că cetățenii s-au bucurat foarte mult de moartea lui Irod. Irod reconstruise templul. Ei, nici aceasta nu i-a împăcat pe cetățeni cu Irod. Măcar că a făcut un templu măreț. Irod, deasupra unei porți a templului, a pus o acvilă, adică un vultur, din piatră sculptată. Și asta îi deranja foarte tare pe evrei. Pentru că la evrei era interzisă crearea de chipuri și mai ales nevoia deasupra templului, să faci un chip al lui vultur. De aceea evreii religioși erau foarte porniți împotriva lui Irod. Și când a murit Irod, câțiva mai zeloși au făcut o schelă acolo și au sfărâmat vulturul deasupra porții. Ei, Arhelau a crezut că este o răscoală, a trimis soldați și au fost omorâți vreo 3.000 de cetățeni, pentru că s-a creat o mică mișcare în țară. E așa a începuse Arhelau domnia. Și despre masacru s-a auzit și la Roma, de aceea, până la urmă, împăratul n-a aprobat total testamentul lui Irod. I-a recunoscut stăpânirea lui Arhelau, dar nu și titlul de rege pe care lăsase în testament. Dreptul lui Iosif a auzit despre toate aceste lucruri, s-a temut să meargă în Iudeia. Și luând din nou poruncă în vis, s-a dus în Galileea, s-a așezat în Nazaret, acolo unde Fecioara Maria avea rude, și în aceasta Sfântul Matei vede o împlinire a unei profeții, că Iisus a locuit în Nazaret ca să se numească Nazarinean. Așa va fi cunoscut ca Iisus Nazarineanul, și știm că și pe crucea de pe Golgota Pilat a pus să fie pus un titlu, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. În limba greacă este Nazoreos sau Nazarinos sau O Apotu Nazaret, cel de Nazaret, Nazarineanul, în diferite forme în care e dată în limba greacă această denumire a Mântuitorului. Aș vrea să mă refer puțin la acest lucru pe care le accentuează Evanghelia de astăzi. Irod caută pruncul să-l omoare. De când s-a născut, se caută uciderea lui Iisus. Și pe parcursul Evanghelilor vedem că de mai multe ori oamenii caută să-l ucidă pe Iisus. Mai ales în Evanghelia de la Ioan. Iată încă din capitolul 5 de la Ioan,
Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus și căutau să-L omoare. Și asta se repetă de mai multe ori în Evanghelia de Ioan și în celelalte Evanghelii. E un leitmotiv în Evanghelie că adversarii săi, în special sinedriștii, cărturarii, fariseii, arhierei, caută pe Iisus să-L omoare. Irod caută să-L omoare de la naștere. Și dacă nu-L poate omori pe Iisus, omoară pe alții, omoară pe prunci, care sunt primii martiri ai lui Hristos. Pe Iisus nu reușește să-L omoare, dar reușește să-L omoare pe alții. Asta se întâmplă mereu în viața Mântuitorului, până la urmă a reușit să-L omoare. Și asta se întâmplă mereu în istoria lumii. Oamenii caută să-L ucide pe Iisus din sufletele oamenilor. Foarte mulți visează să-L poată scoate pe Iisus din inima oamenilor. Și nereușind acest lucru, omoară pe alții. Asta face diavolul. De fapt, în fiecare ucidere a unui nevinovat, este ucis Iisus. Prin toate acestea, diavolul urmește pe Iisus. Când vedem în jurul nostru atâtea mori nevinovate, ne gândim la faptul că diavolul n-a încetat să caute să-L ucide pe Iisus. Cei care am trăit în comunism știm cum s-a urmărit uciderea lui Iisus din inimile oamenilor în vremea comunismului. Cred că ați citit cu toții cărți despre oamenii închiși, și ce s-a întâmplat acolo, de crimele teribile petrecute în închisori sau în experimentul la Pitești, prin care se căuta uciderea lui Iisus din sufletele oamenilor. N-au ucis pe Iisus, au ucis pe alții. Și istoria e plină de astfel de ucidere, de ucideri, pe care diavolul, de fapt, îl urmărește pe Hristos și face victime peste tot pe unde trece. Să ne gândim că diavolul vrea să-i facă pe oamenii colaboratorii săi și atâția cad în această cursă, să fac ucigași. Ne cutremurăm că Irod și-a ucis soția și copiii. Astăzi își ucid oamenii cu fruntea senină, proprii prunci. Câți irozi trăiesc în jurul nostru astăzi? Cât de urâtă, cât de ticăloasă este crima uciderii pruncilor în pântice? Rațional nu se poate explica asta. Cum poți gândi că e normal sau e natural ca un tată, o mamă să plănuiască uciderea pruncului lor și să meargă să plătească pentru această ucidere? Este complet în afara firii. Cu toate acestea, lucrurile se întâmplă în continuu. Sigur, cu ucigașii mor și ei, ca Irod. Vedeți, în Evanghelie avem acest cuvânt. Au murit cei ce căutau viața pruncului. În toată istoria, ucigașii plătesc până la urmă, numai cu moartea fizică, ci plătesc cu moartea veșnică și devin toți acești roți niște înfrânți. Hristos rămâne viu. Fiind foarte atenți să nu ne facem părtași la crima lui Irod și înainte de a-L condamna pe Irod, să condamnăm orice gând din acesta ucigaș pe care diavolul îl bagă în mințile oamenilor. Da, pe Domnul până la urmă L-au omorât vrăjmașii Lui, dar Iisus a înviat și s-a făcut pentru noi înviere și viață. Și prin El moartea a fost înfrântă și prin învierea lui Hristos toți vrăjmașii Lui au rămas de rușine și și-au dobândit
moartea cea veșnică. Cât de important este să trăim în Hristos și să ne facem ucenici ai Săi, ucenici ai Săi și în promovarea vieții și în respectul față de viață și în înțelegerea că Domnul Hristos vrea ca toți oamenii să ajungă la viața veșnică și noi înșine, făcând voia Lui, să ajungem la viața veșnică. Amin. Slavă Tatălui și Fiului Duh. Amin.